dragii mei, bine v-am regăsit! Sigur, îl cunoașteți pe Ion Barbu din paginile Academiei Cațavencu, din Dilema Veche sau din Ziua, unde semnează caricaturi inspirate. Însă artistul din Petrila e mult mai mult decât un desenator cu mult umor. Are 10 de premii internaționale pentru caricatură, dar este și unul dintre principalii promotori ai poeziei românești contemporane. Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11, în cadrul celei de-a 47-a ediție a campaniei Premianții fără premii, Ion Barbu vine să-l cunoaștem și să-i spunem ce părere avem despre ceea ce a făcut și încă face. Corala Sacerdotesa Episcopiei Devei și Hunedoarei va susține un concert de colinde tradiționale românești, sâmbătă, 20 decembrie, la Castelul Corvinilor. Spectacolul va avea loc în capela castelului la ora 17. Intrarea este liberă în limita a 50 de locuri. Parohia Română unită cu Roma Greco-Catolică îi invită pe toți oamenii de bine care așteaptă sărbătoarea nașterii Domnului cu credința în suflet să participe la așezătoarea de Crăciun. Evenimentul va avea loc la Biserica Greco-Catolică din Turdaș, sâmbătă, 20 decembrie, începând cu ora 17. Totodată, cei prezenți vor putea asculta un extraordinar concert de colinde susținut de grupul de colindători Lele de la Orăștie, sub îndrumarea întregii de interprete de muzică populară Lorena Pascu și mulți alții. La Teatrul de Artă Deva va avea loc sâmbătă aceasta de la ora 19 un spectacol deosebit. Asociația Societatea Filarmonica din Deva ne invită la concertul de Crăciun Orchestra Camerată HD. În program vor fi susținute lucrări de Johann Strauss, Sabin Drăgoi, Leroy Anderson, dar și colinde. Invitați să încânte sufletele celor prezenți sunt artiștii Cristian Fodor, Ovidiu Olari, Valentin Crainic, Damian Petru și Ștefan Eduard Nicușor. Și în penultima zi din acest an suntem invitați la Teatrul de Artă din Deva. Mai exact, în 30 decembrie, de la ora 19, va avea loc concertul de Anul Nou susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca. Dirijor Romeo Rimbu, soliști Mariana Handorian, soprană, Cristian Mogoșan, tenor, Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva și Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Pentru că mai sunt doar câteva zile și intrăm în bine meritata vacanță de iarnă, cum putem să ne petrecem mai frumos această perioadă decât practicând sporturile de iarnă? Astfel, patinoarul din Deva de la poalele cetății așteaptă pe toți cei care doresc să patineze pe gheață. Totodată, la Hunedoara, patinoarul a fost amenajat în incinta orășelului lui Moș Crăciun. Și dacă totuși nu v-am convins, trebuie să știți că la munte se schiază. Pârtiile din Straja sunt perfecte pentru schiat, iar stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri. Cealaltă opțiune pentru acest final de săptămână rămâne Transalpina Ski Resort, zona Voineasa, aflată la 36 de kilometri de Petroșani, acolo unde stratul de zăpadă ajunge pe alocuri și la 40 de centimetri. Cu aceste informații închei ultima ediție din acest an a rubricii Calendar de Timp Liber. Ne revedem în 2015. Eu vă doresc ca sfintele sărbători de Crăciun și Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă și multe satisfacții alături de cei dragi. Nu uitați să zâmbiți și să fiți fericiți!